Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Alina Arad, iar alături de mine este în această seară domnul Cristian Terheș, candidat PSD pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Domnule Terheș, bună seara, bine ați venit! Bună seara și mulțumesc încă o dată pentru invitație! Vreți să mergeți în Parlamentul European, aveți sprijinul PSD, sprijinul PNCCD și totuși astăzi ați zgândărit un pic acolo la nivel înalt. Ați trimis o scrisoare foarte, foarte dură președintelui Parlamentului European ca urmare a unui mesaj postat de acesta pe rețeaua de socializare Facebook. Ce v-a supărat? Da, pe data de 28 aprilie, cu ocazia sărbării Paștilor, a celor care țin sau calculează sărbarea Paștilor după calendarul iulian, cum sunt ortodoxi și greco-catolici în România, o parte din neoprotestanți. Pe site-ul în limba română, pe pagina de Facebook în limba română a Parlamentului European, s-a postat un mesaj derogator, ofensator la adresa celor care au sărbat acum Paștile, spunând ceva de genul fie ca puncte, puncte, pe data de 26 mai să vină cât mai multă lume la vot. Ori au parodiat cumva o expresie foarte des folosită în România, corect, în perioada sărbătorilor. Exact, fie ca lumina, nu știu ce. Ei, în primă fază m-am simțit ofensat de mesajul respectiv. Am văzut că au fost deja foarte multe mesaje pe Facebook, de la persoane revoltate, indignate de mesajul respectiv. Dar de curiozitate m-am uitat să văd dacă au scris asemenea mesaje săptămâna aia altă, când s-a fost Paștele după calendarul gregorian, cum îi spune, sau cum se mai spune Paștele romano-catolic. Eram curios să văd dacă au avut un astfel de mesaj ofensator la adresa celor de atunci. Și n-am văzut așa ceva. Ba, din contră, a fost chiar un mesaj, cel puțin pe site-ul în limba engleză, pe pagina în limba engleză, un mesaj în care li se ura celor de atunci care sărbau Paștele atunci, Happy Easter, deci Paște fericit. Iar acum, duminica asta, pe site-ul în limba engleză, pe pagina în limba engleză a Parlamentului European, s-a scris cu litere chirilice și în limba română, Paște fericit. Deci, vedeți, pentru audiența străină, Paște fericit, totul e ok. Când a venit vorba de pagina de Facebook a Parlamentului European în limba română, a luat tot un derâdere. O chestia asta nu e ok. N-ați privit-o ca pe o simplă glumă, o ironie? Nu deloc. Vedeți, când ajungi într-o astfel de instituție și când intră într-o astfel de uniune și accepti ca să ți se ia în derâdere identitatea, credința pe care o ai, identitatea pe care o ai, limba pe care o ai, te pierzi. Nu mai ești nimic, nu mai ai nicio putere. Eu am spus și motivul pentru care am acceptat această invitație, propunere din partea Partidului Social Democrat cu sprijinul PNCD de a candida la Parlamentul European a fost tocmai asta. De a merge acolo și de a lupta pentru drepturile și libertățile românilor și de a fi respectați exact așa cum se cuvine în Uniunea Europeană. O chestie asta, chestiunea aceasta, a sunat astfel de mesaj ofensator, derogator, disprețuitor la adresa credinței unei largi majorități a românilor care au celebrat acum Paștele, indiferent de confesiune, cu atât mai mult, nu poți să stai pasiv. Pentru că dacă la o astfel de chestiune stai pasiv, nu să iei în derâdere credința în învierea Domnului Iisus, atunci la ce, dacă o astfel de chestiune te revoltă, cum o să te revolte altceva? E important de a-i face pe respectivii să înțeleagă limitele pe care le au și ei și noi. Cred că prea mult am lăsat să se depășească limita respectivă când vine vorba de a veni peste noi, de a trece peste anumite limite care ar trebui să se păsteze și acum e timpul să împingem înapoi și să se regleze, să se țină lucrurile în echilibru. Considerați cu siguranță că am fost batjocoriți. Da. De ce credeți că s-a făcut acest lucru? Pentru că pur și simplu nu contăm? Sau care ar putea fi argumentul pentru un astfel de gest pe care știți, îl condamnați? Oamenii sunt oameni. Indiferent că sunt români, că sunt nemți, că sunt italieni, fie ce-o fi. Când ți se spune o anumită preconcepție despre un om o ai, în funcție de etnia pe care o are, în funcție de chiar de culoarea pielii, oricât ar vrea cineva să spună, și asta e o chestiune cu care te lupți continuu, nu? Să treci peste aceste prejudecăți pe care, nu știu, societatea, cultura, fiecare din ce zonă. Discriminarea există, cu siguranță, există. Chiar dacă încercăm să o mascăm. Și există o predispoziție spre asta. Pentru că ai în spate și e influențată de cultură, de o mulțime de lucruri. Ei, trebuie să fii conștient de predispoziția pe care o ai, ca să te pui tu în gardă, să nu devii tu însuți discriminator și disprețuitor la adresa altora în funcție de religie, de etnie, de culoarea pielii, de cutare, cutare. Ei, de ce s-a ajuns aici? Pentru că de ani de zile am acceptat
ca popor, ca nație, ca stat, să fim batjocoriți, să fim disprețuiți, să fim luați în derâdere de către străini și să nu răspundem înapoi. Sub pretextul, domnule, știi, bunui domnul, să nu supărăm, să nu știu ce. Nu e vorba despre supărare. E vorba despre asta drept în fața lor, de a-i privi în ochi exact cum vă privesc pe dumneavoastră și de a-i spune respectivului, hei! Orice are o limită. Exact, suficient, până aici. Scrisoarea pe care ați trimis-o președintelui Parlamentului European este una foarte, foarte dură. Eu am văzut-o, dar o să vă rog să o detaliați, să știe și telespectatorii. Ați cerut în mod ferm scuze pentru românii pe care considerați dumneavoastră că i-a jignit președintele Parlamentului exact. European. Scrisoarea a fost trimisă președintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, în care am solicitat să-și ceară scuze public în numele instituției pe care încă o mai reprezintă până după alegerile europarlamentare, când se va stabili o nouă conducere a Parlamentului European, ca urmare a mesajului respectiv, derogator, ofensator, disprețuitor la adresa românilor creștini care au celebrat acum duminică învierea Domnului Isus. În scrisoare am argumentat, pe de o parte, faptul că pe site-urile, pe paginile în limba engleză a Parlamentului European nu s-au postat astfel de mesaje disprețuitoare la adresa celor care au sărbat Paștile și duminica trecută după calendarul gregorian. Erau niște mesaje seci, decente, standard. Exact, Paște fericit, Happy Easter, cum era în engleză. Mai mult, pe site-ul limba engleză, pe pagina limba engleză a Parlamentului European, s-a postat un mesaj de genul Paște fericit. În timp ce pe pagina română a Parlamentului European s-a postat acest mesaj. Al doilea lucru pe care l-am argumentat. A fost greu de tradus, fie ca. Exact. Al doilea argument pe care l-am folosit și m-am întors înapoi la valorile fondatoare ale Uniunii Europene. În preambulul Tratatului Uniunii Europene de astăzi se vorbește despre această moștenire culturală, religioasă și umanistă a Europei, pe care din care au rezultat valorile fundamentale, universale ale respectării drepturilor omului, libertății, democrației, statului de drept, toleranței, de exemplu. Ei, cum poți vorbi, cum mai poți admite președinte al Parlamentului European fiind? Nu mă interesează că au fost ceva angajați, poate români, care au făcut această ironie, exact. Această glumă. S-a făcut oficial, și aici vorbim oficial. Președintele Parlamentului European are obligația de a cere scuze publice tuturor românilor ofensați de mesajul respectiv, după care are obligația, dacă consideră necesar, să se tragă pe respectivii la răspundere. Dar undeva trebuie să se pună stop acestei atitudini de discriminare, de dublu standard, în fond și la urma urmei, când vine vorba de români. Pentru că acest dublu standard, această privire cu superioritate a celor din afară, când vine vorba despre români, vede să manifestă la mai multe nivele. Că e odată e chestiunea cu... O vedem pe partea economică. Exact, pe partea religioasă, după aia vine pe partea economică, pe partea politică, pe justiție, pe orice domeniu doriți dumneavoastră. Și s-a ajuns la punctul acesta. Pentru că de ani de zile s-a permis acestor oficiali străini, birocrați străini, să vină să te lectureze pe chestiuni pe care nici ei nu le stăpânesc. Am zis până aici. S-a permis, am permis. Eu nu. Noi, ca nație, ca noi până la urmă, pentru că cei pe care i-am trimis acolo, noi i-am aici, votat, da, noi i-am trimis. Dar acum avem șansa să schimbăm lucrul acesta. Și știți, când am intrat în această campanie, am spus că voi merge în Parlamentul European, mă voi bate pentru drepturile și libertățile românilor, voi privi orice oficial străin în ochi și voi spune să respecte România și românii și deja fac acest lucru și scrisoarea pe care ați văzut-o astăzi e doar un prim exemplu și vor mai urma. A existat, din ce știți dumneavoastră, o reacție oficială din partea României? Nu. Vis-a-vis de acest mesaj? Nu, din păcate. Normal, dacă am fi fost o țară care ne respectăm, ar fi trebuit până astăzi Ministerul de Externe să fi fost... Să aibă o replică. Exact, să fi mers peste președintele Parlamentului European și să fie o poziție oficială a statului român să ceară președintelui Parlamentului European scuze pentru postarea respectivă, ceea ce nu s-a întâmplat. Vedeți? Știți, de ce oare? Ca să nu deranjăm? Ca să nu supărăm? E ca în Scriptură. O vorbă pe care Iisus a spus-o, cine nu-i fidel în lucruri mici nu poate fi fidel nici în lucruri mari. Cu alte cuvinte, dacă nu ești atent la astfel de lucruri mici și nu iei poziție cu astfel de chestiuni minore, când fost la urma urmei, dacă privești lucrurile așa, a postat-o ăsta. Adică, da, nu-i mare lucru. Putem să o luăm ca pe o gafă. Ok, o iei ca pe o gafă. Problema este că au fost prea multe în decursul anilor și s-a adunat. Că așa poți, dacă o iei individual și o scoți din context, poți să spui că nu e mare lucru. Dar dacă te uiți pe la ansamblu,
Îți dai seama că e mare lucru. Pentru că ești lovit zilnic sau periodic cu justiția, cu economia, cu clasa politică. Noi suntem așa. Și undeva trebuie să se pună stop. De-aia e important pentru a recalibra acest discurs public. Și am tot spus în diverse poziții publice pe care le-am avut, știți? Devenim ceea ce ni se spune că suntem. Eu nu mai vreau să permit să vină cineva și să mă ponegrească și să mă denigreze și să-mi spună eu nu suficient de bun. Ba sunt. Poate și credeți sunt convins... Credeți că am ajuns ca nație să fim aproape convinși că nu suntem buni, că nu suntem de nivelul lor? Probabil la nivel subconștient, da. Pentru că ți se spune, atâția ani de zile mi s-a spus, suntem corupți, suntem cutare, nu ne calificăm, nu suntem suficient de buni, cum sunt alții. Eu vin și spun că nu suntem nici mai buni, nici mai răi decât alții. Suntem exact cum e toată lumea asta. Suntem la fel, avem aceleași drepturi, aceleași obligații, avem aceleași, problemele noastre interne ca nație, ca popor, la fel cum le au alții. Nu înseamnă că ești mai bun sau ești mai rău. Important este să ne înțelegem părțile bune pe care le avem, să înțelegem părțile celelalte, unde mai avem de lucru. Știți? De ce în problemele noastre interne se amestecă mai mult decât în bucătăria internă altora? Tocmai pentru că le permitem? Da, am permis de foarte mult timp și știți care e ce-i culmea? Am permis unor oficiali de la nivele medii și submedii să intervină în politica românească și să elevăm la un nivel la care nu există, la care nu sunt. De exemplu, faptul că de ani de zile fel și fel de ambasade vin și ne deturează, nu da legea, nu făcut are. Păi ați văzut dumneavoastră vreun ambasador român să meargă în America sau în Germania să le spună la aia pe acolo ce legi să dea? Dar vă închipuiți dumneavoastră cam care ar fi reacția lui Trump să meargă ambasadorul României la Washington și să-i spună lui Trump, vezi, nu semna nu știu ce lege dată de Congres? Păi dar în altă ce? Dar nici nu se discută. În secunda a doua ar fi fost trimis acasă. Și atunci considerați că noi am permis prea mult? Da. Ca să nu supărăm? Da, am permis prea mult. Pentru că și aici e o chestiune istorică în spate. Vine de la domniile Fanariote, de exemplu, unde pentru sute de ani, zeci, peste 100 de ani, a fost unul altul care a avut impresia că merge cu pâră la poarta de la Constantinopol și mai dă niște bani pe acolo, îi se dă mai multă putere în țară să poată să ajungă la conducere și în felul ăsta s-a dus politica pentru o foarte lungă perioadă. În sud mă refer. Ei, de acolo s-a influențat și s-a creat un întreg mediu care există până astăzi și e necesar să schimbăm lucrul acesta și aici cumva e și aportul nostru ardelenilor, să zic, pentru că în perioada Imperiului Austro-Ungar, de exemplu, găsiți foarte multe modele de lideri politici, lideri religioși și politici din Ardeal care s-au bătut pentru drepturile românilor, au avut curajul să-i privească în ochi, să meargă la împăratul austriac, să-i ceară drepturi pentru drepturi egale. Vedeți aici, e important. Nu mai multe drepturi decât au avut alții, dar exact, nici mai puține. Exact, egale. Că despre asta vorbim. Și asta e ceea ce dorim să facem și noi în Parlamentul European. De ce nu mai face acum clasa politică ce făcea mai de mult? De ce nu mai e la fel? Cred că e și o chestiune de educație. Pentru că... Da, dar educația nu implică să înveți să pleci capul. Una e să știi să spui un lucru frumos, să fii un gentleman, să nu răstorni masa când ai o opinie. Dar fermitatea până la urmă ar trebui să E și o chestiune de personalitate aici, de personalitatea fiecăruia. Că, poate nu toți pot să fie fermi, e și o chestiune nativă. Dar să știți că sunt și anumite lucruri care se învață. Și din păcate, când vorbim despre istoria României, mai ales cea care se predă la școală, e foarte multă mitologie. Multă mitologie dezvoltată în perioada comunistă. Comunismului. Și s-a pierdut din vedere exact calitatea clasei politice, de exemplu, care a fost înainte de 1918, în Transilvania. Că vii, de exemplu, vă dau un exemplu, vii de la Cluj spre Zalău. Și la un moment dat treci pe lângă locul unde a murit Simion Bărnuț. Vă garantez că 99,99% din populația sau din persoanele care trec cu mașina prin zona respectivă, habar nu au că acolo e locul unde a murit Simion Bărnuțiu. 1. 2. Habar nu au, poate, cine a fost Simion Bărnuțiu. Și ce a făcut. Și cum s-a luptat Simion Bărnuțiu, de exemplu, pentru respectarea drepturilor fundamentale ale românilor din Transilvania, făcând apel exact la aceste diplome date de împăratul austriac în care se spunea că și românii au drepturi egale cu ceilalți. Vedeți? E una să ai lucrurile scrise într-un document oficial și alta ca cele scrise acolo să fie puse în practică. Teoria și practica, asta e exact. Asta aici e rolul
liderilor politici. Spuneați că e nevoie de o schimbare a clasei politice. Cât de greu se poate schimba o clasă politică? Pentru că nu putem să luăm Parlamentul cu totul și gata, voi n-ați demonstrat, n-ați performat, aducem alții. Nu putem schimbarea aceasta, eu nu văd schimbarea neapărat să-i schimb pe toți oamenii. Eu văd în primul rând o schimbare de mentalitate, o metanoia, cum se spune și în Biblie. Știți, e vorba despre o schimbare a cine ești tu. În primul rând, tu ca om politic, să înțelegi carisma și vocația pe care o ai. Care ți-e menirea, exact, în care ești trimis acolo? Mă uitam pe sondajele care se fac în România și constat că la vârful încrederii populației stau instituții cu persoane care nu s-au alese. În timp ce la baza încrederii, la josul încrederii, cum ar veni, sunt instituții cu oameni aleși. Adică, la vârful încrederii, armata, SRI, procuratura, justiția. Oamenii ăștia nu s-au aleși de nimeni. La baza, sau la... acolo, cel mai jos, exact, pe ultima treaptă. Partea inferioară a încrederii. Parlamentul, guvernul, primăriile. Și atunci nu e un paradox acesta? Păi aici e paradoxul. Pentru că tocmai cei cărora noi le-am dat cumva un vot de încredere ajung să ne dezamăgească atât de rău încât să fie fix jos. Nu știu cât jos. E, vedeți, în primul rând, cât e dezamăgire și cât e așteptări poate nerealiste de la acești oameni pe care îi alegi. Pentru că noi nu avem ca națiune, aici e o carență, noi nu avem o cultură democratică. Gândiți-vă că statul român acesta mare, România mare, format după 1918, că am sărbat anul trecut centenarul, din 1918 până în 2018, în suta asta de ani, majoritatea timpului România a fost sub dictatură sau sub regimuri forme tiranice. Exact. N-am avut o perioadă de democrație de ordinul generațiilor, să spui că ai deja aici la a patra, a cincea, a șasea generație, adică vorbim de a șasea mulțit cu 25, de să ai undeva la 150 de ani de democrație în spate, care să formezi o clasă politică care să-i duc deja să fie format în spiritul acesta de democrație. Exact. Deci noi am avut, gândiți-vă, în 1918 până în 1938 era perioada aia interbelică, cu problemele, când se schimbau guvernele de la o zi la alta, a fost și până și Patriarhul Bisericii Ortodoxe a fost la un moment dat prim-ministru, că nu se putea înțelege politicienii cine să fie prim-ministru. Și atunci a zis, știi ce, îl pune pe un preot aici să numai să încheie în poveste. Exact. După aia s-a intrat în dictatura carlistă, după aia ai dictatura antonesciană, după aia ai perioada comunistă. După aia avem perioada de tranziție. Ei, e finalizată această perioadă de tranziție? Pentru că nu știu dacă România a învățat toată lecția despre democrație. Cred că aici e un aport enorm pe care diaspora poate aduce. Persoane care au, români care au mers afară, au trăit într-o democrație, au învățat democrația trăind acolo, că e una să citești despre democrație în cărți și alta să mergi să o trăiești, să o experimentezi pe cont propriu. Și cred că aici e un aport enorm pe care diaspora l-are, de a veni înapoi acasă și de a duce exact suflul acesta democratic și cred că ne-ar ajuta să ardem niște etape în tranziția aceasta pe care, mă rog, prin care încă avem nevoie să trecem. Știți că e, gândiți-vă că poporul evreu, de exemplu, după ce a ieșit din robia egipteană, a trebuit să treacă prin 40 de ani de pelerinaj prin deșert, exact, până să învețe libertatea. Tocmai pe această idee, nu? A fost două generații, 20 de ani pentru fiecare generație, pentru că cineva cine s-a născut în sclavie, în robie, cum era atunci, n-a înțeles ce înseamnă să fii un om liber și să trăiești în libertate. Eu sper să n-ajungem să treacă 40 de ani. Exact. Și aici e cumva rolul și misiunea, vocația a noastră, a celor care suntem aleși, în primul rând de a ne schimba noi pe noi, de a înțelege în primul rând vocația pe care o avem, faptul că politica este de fapt despre oameni și pentru oameni și pe de partea cealaltă să le explicăm oamenilor vocația pe care eu am, de a fi atenți la cine, pe cine aleg, cui își dau votul, exact, și să fie implicați în tot acest proces democratic, nu numai cu ocazia alegerilor, dar și între alegeri. Știți, contează foarte mult pentru un primar, pentru o persoană care e aleasă, să fie în contact cu cetățenii. Știți, e un lucru interesant pe care l-am observat în perioada aceasta, mergând prin diverse localități și acum în campanie și în precampanie. Interacționând cu lumea. Eu le spuneam, le dădeam cardul cu contactul meu, zic, uitați, dacă aveți orice idee sau doriți să aveți aici contactul meu, zic, și să știți că după ce sunt ales o să vin să vă vizitez din nou. Și erau toți. Cum adică? Am mai auzit noi. Da, pentru că, zice, domnule, am mai fost pe aici care ne-au cerut votul și după ce a fost aleși, nu ne-am mai căutat până peste 4 ani. Eu nu voi fi așa. Așa funcționează, asta e clasa politică. Știți?
Acum, știți, când intri în ritmul acela și ești preocupat de o mulțime de lucruri, pierzi din vedere exact baza. Ori eu, ceea ce am învățat și în Statele Unite, tocmai să fii mereu atent la oamenii, de fapt, care îți dau această încredere, îți dau votul, să fii mereu atent la ei și să asculți de vocea lor. Și din acest motiv am, și pe toată această campanie, voi umbla în cât mai multe localități, tocmai ca să cunosc pulsul, să cunosc cât mai mulți oameni cu care să păstrez legătura ulterior, pentru că sunt convins că mă vor ajuta să am un mandat de succes în Parlamentul European. Că în fond și la urma urmei nu mă duc pentru mine acolo. Dacă era pentru mine, eu aveam o viață foarte bună în Statele Unite, nu aveam nicio treabă cu asta. Dar la un moment dat te gândești totuși ce poți să faci și tu pentru țară. Dacă țara a făcut atâta pentru tine, te-a educat, te-a crescut, în fond și la urma urmei a contat enorm. Faptul că am devenit o persoană de succes în Statele Unite a contat ca urmare a educației pe care am primit-o în România. Și atunci, la un moment dat, te gândești, vreau să dau și eu ceva înapoi, nu țării care m-a ajutat să ajung unde sunt. Și am acceptat propunerea aceasta. Alții o fac în alt fel, dar fiecare are ceva de dat înapoi țării. Cum spunea și Kennedy, președintele american, nu te gândi ce poate face țara pentru tine, gândește-te ce poți face tu pentru țara. Și aici e rolul fiecăruia și un motiv pentru care am și trimis scrisoarea aceasta astăzi președintelui Parlamentului European a fost tocmai pentru, e un prim pas de a readuce discursul public a celor de la Bruxelles în parametrii normali când vine vorba despre România. Veți vedea de aici încolo astfel de reacții constante. De fiecare dată când va ieși câte unul, va trebui pus la punct, explicat, domnule, până aici, nu... Pentru a ajunge în faza exact, de discuții de la egal la egal. Exact. Credeți că exemplul dumneavoastră, și cu asta închem, exemplul dumneavoastră va fi urmat și de alți colegi, atât din PSD cât și din alte partide? Eu sper să fie. Că până la urmă știți că nu e un lucru foarte ușor să te răzvrătești sau să îți aperi ce e al tău. Varianta comodă e cealaltă. Da, varianta comodă e de a merge în Parlamentul European, să încasezi un salariu bun, să stai acolo, să nu faci nimic și după 5 ani să vin apoi să le promiți oamenilor ce vei face. Eu vin cu o altă mentalitate. Am început această campanie spunând că mă voi lupta pentru ca România să fie respectată în Uniunea Europeană exact așa cum merită și cum au drepturi, pentru că au drepturi egale la fel cum au cu orice alt cetățean european și deja am început să fac acest lucru. Este un prim pas și sunt convins că cei care sunt români adevărați în Parlamentul European îmi vor urma exemplu. Domnule Terheș, mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră. Baftă să ne puneți la nivel de egalitate cu nemții, cu francezii, cu cine. Cu sprijinul dumneavoastră sau a celor care ne urmăresc și a voturilor lor și a familiilor lor, să fiți siguri că voi face acest lucru. Doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru atenție. Seară bună tuturor!